Tema discuției de astăzi ar fi neînțelegerii în jurul capitalismului. Eu aș spune să începem de la particular la general și de la actualitate. Grevele din Franța. Oamenii protestează împotriva sistemului de pensie propus de Macron. De ce reacționează atât de tare societatea la reforma propusă de președintele francez? Aș încerca un răspuns pe mai multe paliere. Sportul grevei e o chestiune națională în Franța, nu e o noutate. Reacția celor care se pun în opoziție cu Macron este directă legată de implementarea programului politic. Dacă urmăriți subiectele tehnice pe care Macron le pune în practică de 2 ani și jumătate, ele corespund punctelor care erau în campania electorală. Mult mai apropiat decât, aș spune, ale oricărui alt politician profesionist, el nefiind unul, el având un proiect pe care îl urmează tehnic, punct cu punct. Franța nu face excepție în corul țărilor occidentale, dar ieșirea ei din sistemul politic tradițional, datorită unui aspect economic despre care poate discutăm, micșorarea numerică a clasei de mijloc, în Franța nu s-a produs la urne. Franța a făcut ceea ce numesc un Brexit de centru, a ieșit din sistemul politic tradițional alegând un outsider, dar situat pe centru politic, tocmai datorită faptului că progresul, așa cum a fost structurat în mare parte prin consum în ultimii 40-50 de ani, nu mai răspunde în momentul de față în Occident. Există o mare pătură a comunității naționale care își vede veniturile în termeni relativi scăzând, care își vede viitorul copiilor, care e una dintre marile promisiuni ale societăților noastre, mai sumbru decât anii precedenți. Ori chestiunea pensiilor, ori chestiunile legate de celelalte legi care au fost puse în practică, intră în această zonă a faptului că dacă privim global mondializarea, să avem doi mari câștigători, pe de o parte clasele de mijloc din țările emergente, în special China, Asia, dar aici se află și corporatiștii români. Tehnic, statistic, România care a reușit, clasa medie din România care s-a integrat în mondializare, este una dintre marile câștigătoare ale mondializării. Al doilea câștigător este elita economică occidentală, care și-a transformat piața de la nivelul unei țări la nivelul întregii planete. Mult huliții 1%, nu, asta e un termen care începe deja să fie des utilizat. În oglindă, marii pierdanți ai mondializării sunt statistic, clasele de mijloc occidentale care pierd venituri în termeni relativi. Puseile pe care le vedeți în Franța și le vedeți și în alte democrații occidentale au această explicație economică, care este una dintre explicațiile majore, nu singura, dar una dintre explicațiile majore a ceea ce s-a întâmplat politic atât în Statele Unite, în Marea Britanie, Franța mai mult social prin Gilets Jaunes, populismele din Italia, din Spania și așa mai departe. Există un fel de această îngustare a clasei de mijloc în Occident determină tot felul de sentimente. Există o angoasă și deseori angoasa asta se traduce printr-un refuz al capitalismului. Capitalismul ca sistem este cel care face ca lucrurile să nu meargă. Cum ați caracterizat tipul ăsta de angoasă, de anxietate a oamenilor? Pentru că totuși oamenii trăiesc mult mai bine decât trăiau înainte, mult mai liberi și totuși există o angoasă, o Aici teamă de viitor. e cheia. Dacă privim pe termen mediu și lung, există câteva grafice pe care le-am prezentat și în conferința de duminică, care sunt argumentele supreme în favoarea capitalismului. Dacă urmăriți produsul intern brut per capita de la 1850 până astăzi, aveți o creștere exponențială cel puțin în ultimii 40-50 de ani. Tehnic, populația lumii s-a îmbogățit datorită acestei explozii a inițiativei private și datorită diferitelor conexiuni care s-au creat prin mondializare.
Al doilea argument este cel legat de speranța de viață. Aceeași curbă. Speranța de viață în toată istoria omenirii până la declanșarea revoluțiilor industriale e, dacă faceți un grafic, flat. Și apoi urcă în aceeași proporție precum PIB-ul per capita. Adică, cu cât te-ai îmbogățit și câți ani ai adăugat de viață pentru a consuma acele bunuri. Cineva ar putea aduce un al treilea argument suprem în favoarea capitalismului, 1.100.000.000 de oameni în 1850, cât sunt astăzi 7.800.000.000 spre 8-9 cu proiecții importante în viitor. M-am referit la câștigătorii și perdanții mondializării. 75% din populația Terei se află deasupra mediane. Capitalismul își face datoria față de miliardele de indivizi de pe Terra, marea majoritatea lor fiind câștigători neți. Există un pierdant net, care este clasa de mijloc occidentală. Mașina universitară occidentală s-a ambalat după criza din 2008, încercând să găsească vinovații și cauzele respectivei crize. Așa că, dacă ascultăm criticile aduse capitalismului, ele vin foarte mult din lumea occidentală, iar substratul economic este cel pe care vi l-am descris.